În prima zi a colocviilor Brâncuș, la Galeriile Municipale de Artă, va fi vernisată expoziția Umbra a artistului Valer Neag. Marți sunt programate trei evenimente, printre care o conferință științifică susținută de cunoscutul critic de artă francez Serge Fauchereau, autor al lucrării pe urmele lui Brâncuș. 143 de ani de la nașterea lui Constantin Brâncuș ne oferă posibilitatea de a aduce în fața Târgu Jienilor și a celor care îl admiră și îl iubesc pe Constantin Brâncuș și opera sa, să-l aducem pe Serge Fauchereau, un critic de artă francez care a scris o lucrare apreciată în lumea de specialitate și nu numai. Se numește Pe urmele lui Brâncuș, o lucrare tradusă și în limba română, care îl apără pe Brâncuș de anumite ipoteze sau anumite atacuri cu ghilimele de ligoare făcute de unii și alții de-a lungul istoriei. Este o dorință mai veche a Centrului Brâncuș și a mea de a avea alături pe Serge Fauchereau. Iată că în acest an reușim să-l aducem la Târgu Jiu. Deci, mâine, marți 19, la ora 15, la Teatrul Ervila Godeanu, va avea loc această conferință foarte interesantă. Conferința se numește Viață, despre viață, despre moarte și timp. Evenimentul se va încheia cu un concert susținut de către solista Alexandra Fitz, acompaniată la pian de Mariano Castro.